ridicat. Păi m-a sunat doamna președintă, eram la grădină, am venit repede acasă, zicem 10 minute să te îmbraci, tot m-a spălat, m-am îmbrăcat și am coborât jos, la dubă, la Raul, la casă. Și acolo era duba, un bărbat civil și doi polițai. Și ce m-au spus? Urcă-te în dubă că trebuie să mergem la DNA să dăm declarații. Nu. Și ne-am urcat în dubă și am plecat la DNA. Și am dat acolo, am dat declarații. Declarații despre ce? Ce v-am întrebat? Cu voturile. Că cât s-au votat pe liste suplimentare, cât s-au votat așa. Nu. Și la dumneavoastră la secție a fost probleme? Nu, nicio problemă n-a fost. Câți au fost? Nu vă urnă mobilă, nu vă nimic. Nu. Câți au fost pe liste și câți au venit la... Pe liste ar fost 50 și de tot s-au prezentat 21. Și nu au fost înregistrate incidente? Nimic. Iar pe listele suplimentare? Pe liste suplimentare a votat noi din comisie și încă doi. Încă doi. Două persoane din Cugiu. Și cum a fost toată experiența asta? Cum vi s-a părut? Cum ați luat-o dumneavoastră? Adică... Păi, ne-a luat ca niște hoți de acasă, ca... n-am avut citație, n-am avut nimica. Să zic. Nu v-au arătat o citație? Nimic, sau? Nimic. Și nici nu v-au spus când v-au luat de ce sunteți chemat? Doar nu, că trebuie să mergem la DNA să dăm... Dicați. Atât. Cum vă numiți? Schmidt. Și mai cum? Schmidt Ioan.